Bună! Sunt Nadia Darie, Native Editor la Agora MD și mă bucur foarte mult să vă împărtășesc experiența noastră despre lucrul cu Talmazan School și în ședințele de consultanță pe care le-am avut cu Dumitru Talmazan și echipa lui. Am avut o colaborare cu Talmazan School încă acum câteva luni, în 2020, atunci când ne-am instruit toți pe ceea ce înseamnă Instagram și Facebook, crearea business managerului și primii pași pe aceste rețele pentru absolut toți doritorii din companie. Acum, în cadrul sesiunilor practice de monitorizare pe toate nevoile noastre pe care le avem în lucrul pe social media la Agora, în cadrul proiectului Internews, am reușit cu cei de la Talmazan School să punem la punct toate setările contului nostru de business manager. Am reușit să înțelegem absolut toți cei implicați în acest proces detaliile legate de aceste setări. Am reușit să stabilim audiențele, să ne facem să înțelegem cum să lucrăm pe diverse instrumente pe care ni le pune la dispoziție Facebook Manager, să înțelegem cum să promovăm mesajele noastre mai bine, atât pe partea de membership, cât și pe proiectele de autor, creație, reportaje sau materiale exclusive pe care le creează echipa reporterii Agora MD. Foarte utilă această colaborare cu Talmazan School. Nu ne pare că știm sau că am deprins lucrurile pe Facebook sau Instagram. Nu e chiar așa și mai mult decât atât, avem nevoie să știm exact unde sau la ce buton să apelăm, pentru ca setările pe care le facem contului nostru să rămână, să fie utile și să fie maximal utilizate în scopul nostru, în scopul de a fideliza clienții, am în vedere cititorii, în scopul de a atrage clienți comerciali în producția de video sau scris pe care noi o facem și în a ne face cunoscute produsele pe care le realizăm la Agora. Vorbim aceeași limbă, limba digitală. Acest lucru ne-a ajutat să avem o colaborare foarte bună, ne-a ajutat să fim pe aceeași undă, să înțelegem, să ajustăm tot ce trebuie, așa că toate lucrurile pe social media să fie puse la punct bine și mai mult decât atât, mă bucur tare mult că cei de la Talmazan School au înțeles specificul media, au venit cu exemple updated la temă și anume customizate pentru online media. Urmează să vedem schimbările, cel puțin suntem siguri că am pus la punct toate lucrurile și că totul funcționează așa cum trebuie. Am organizat totul pe domenii de activitate, am în vedere business managerul, am organizat toate funcționalitățile distribuției noastre pe social media ca ele să se întâmple exact așa. Am înțeles dacă avem nevoie de taguri UTM sau nu pentru linkurile noastre. Am analizat din această prismă vânzările, cum dăm mesajele către cititori și cum oferim avantajele pe care le au membrii Agora luându-și un abonament. Deci, partea asta de adaptare la nevoile unui pionier, așa cum suntem noi pe linia de membership în online media, cei de la Talmazan School au înțeles-o și mă bucur foarte mult că am reușit să organizăm lucrurile ca să meargă bine înainte. Bineînțeles, rezultatele le vom vedea pe parcurs. Foarte deschis, foarte jovial cu tot ce ne spune, foarte concret în exemplele pe care le dă și, poate mă repet, dar adaptate nevoilor noastre și domeniului nostru, ceea ce este foarte important. Cu mare drag să faci un cont pe Instagram sau pe Facebook e doar primul pas în a intra în lumea social media. Având o afacere și dorind să o promovezi pe social media, știind
înțelegând instrumentele prin care poți să faci lucrul acesta, e deja un lucru mult mai avansat și cred că grație Talmazan School sau cu ajutorul lor reușim ca toate aceste instrumente să fie pe deplin valorificate și să trecem de la un medium user la unul avansat.